O femeie a fost găsită fără suflare luni 15 februarie într-un apartament de pe strada Tineretului din Roman. În jurul orei 16, în urma unui apel la 112, pompierii au intervenit pentru a debloca ușa. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru deblocarea unei uși de la un apartament situat în municipiul Roman. La locul solicitării s-au deplasat pompierii romașcani cu auto specială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Pompierii au pătruns în interiorul apartamentului cu ajutorul mijloacelor specifice pentru descarcerare, unde au găsit trupul unei femei de aproximativ 67 de ani, fără semne vitale. Trupul neînsuflețit al femeii a fost dus la Serviciul de Medicină Legală din Roman. În urma autopsiei se va stabili cu exactitate cauza decesului.